Aș dori ca cu această ocazie să fac referire doar în câteva cuvinte la mesajul de joi seara, 31 decembrie, și doar o singură idee de atunci. Vorbeam despre importanța de a avea țeluri în viață, de a plănui, de a avea un plan. Creștini fiind, bineînțeles, dorim ca să ne încredințăm viața în mâna lui Dumnezeu. Dorim ca El să fie călăuza, dorim ca El să fie Cel care ne călăuzește, ne îndrumă pașii. Spuneam de asemenea că uneori Dumnezeu sau viața, înțelegeți cum doriți, ne poate surprinde. Uneori într-un mod plăcut, alteori într-un mod neplăcut. Și uneori planurile trebuie să fie schimbate. Dar în general, este bine. Ca un copil al lui Dumnezeu, nu este nimic greșit. Să ne dorim lucruri, să plănuim, să avem un țel și să ne dorim să avem succes în ceea ce plănuim să facem în anul care ne stă în față. Astăzi, în această dimineață, aș dori să vorbesc despre, am intitulat mesajul Succes în integritate. Am pus întrebarea joi seara, câți dintre noi am dorit ca anul 2016 să fie mai bun decât anul 2015. Și majoritatea au ridicat mâna. Bineînțeles, cu toții ne dorim. Nu contează. Poate, cum spuneam unii dintre noi, anul 2015 a fost plin de durere, a fost plin de tristețe. Sau, dacă ne gândim la an, sunt anumite evenimente care vor marca amintirea noastră ca fiind un an mai puțin plăcut. Și ne dorim mai bine. De asemenea, dacă anul 2015 a fost un an al împlinirilor, nu e nimic greșit să dorim să creștem, să ne maturizăm, să fim mai împliniți și să avem succes. Dar aș vrea să vorbesc despre succes în contextul mesajului biblic. Am urmărit în vacanța asta scurtă care am avut-o un documentar despre ceea ce va determina viitorul tehnologic al lumii, dacă doriți. Bineînțeles, când s-a creat primul computer, asta a fost o realizare fantastic de mare. Pe urmă a apărut internetul și acum se vorbește despre 3D printing. Da? Deci despre printatul care nu se mai printează doar pe hârtie. Poți să printezi, să faci obiecte. Și documentarul acesta este intitulat Printing the Legend. Și se uită la această industrie care crește din ce în ce mai mult și e foarte interesant. În documentarul respectiv, la sfârșit, și a fost în timpul lecțiunii, mă gândeam la documentarul ăsta, pentru că aproape în fiecare situație și fiecare din organizațiile astea, corporațiile astea care au crescut să devină corporații, au început undeva și știu că pare foarte clișee, dar au început într-un garaj. Și au fost 1, 2, 3 care au făcut o echipă, cofondatorii companiei respective și au fost prieteni la cataramă și au avut acele idealuri, o să schimbăm lumea, facem totul spre binele lumii. Doi dintre acești, sau unul dintre aceste persoane, numele lui este Bree Pettis și el a fost cofondatorul unei organizații care avea numele MakerBot. Și ei au început 3D printing în garajul lor, trei dintre ei. Însă și au început, la început au spus tot o să fie pus la dispoziția tuturor, pe internet contribuim, nu o să fie neapărat pentru profit, o să fie mai mult ca să facem o lume mai bună. Și cum lucrurile au evoluat, la fel cum a fost și la Apple, la fel cum este și în această organizație și altele, se încep cu astfel de idealuri și pe urmă vine succesul. Și când apare succesul, apoi apar neînțelegerile. Prieteniile se strică și una dintre persoane ia și într-un sens al afacerilor, realizează succesul, dar la ce preț? Și Michael Curry, care a fost unul dintre membrii de bază ai acestei organizații MakerBot, vorbea despre cofondatorul acestei organizații. Și el spunea următoarele. Când auziți pe un antreprenor sau pe un om de afaceri sau pe cineva care vorbește CEO,
care vorbește despre sacrificiile care a trebuit să le facă. Poate că vă gândiți la sacrificiile că au trebuit să lucreze nopți întregi, că nu și-au văzut familia, că au trebuit să lucreze din greu, dar astea nu sunt sacrificiile la care se referă. Și el spune, sacrificiile la care se referă, sau sacrificiul, are de-a face cu faptul că persoana respectivă a trebuit să se sacrifice el însuși, cine este el. De asemenea, că a compromis în ceea ce privește convingerile personale și a depășit hotare ale conștiinței pe care plănuise să nu le treacă niciodată. Cu alte cuvinte, pentru a avea cu adevărat succes în lumea asta, trebuie să-i sacrifici pe alții, ci trebuie să sacrifici cine ești, să-ți sacrifici convingerile, să treci peste anumite granițe morale, etice, care la început, când erai un idealist, niciodată nu o să compromit, niciodată nu o să trec aceste hotare, dar pentru a avea succes, trebuie să le treci. Și de aceea am intitulat această prezentare, creștin fiind, într-o lume nebună, într-o lume a nesiguranței. La început era ceva extraordinar de frumos când auzeai că cineva o să meargă cu avionul de aici, colo, ai, mergem la aeroport, mergea toată familia. În Africa de Sud spunea, merge tot tribul. Da? Bucuroși, merge cu avionul, acum te rogi să nu mai meargă, că nu știi ce se întâmplă. În ceea ce privește aniversarea anului nou, în multe din orașele Europei, orașele capitale Europei, s-au anulat sărbătorile cu fireworks și cu artificii, cu toate lucrurile astea, de teamă, de teamă, că iarăși va fi o tragedie. Trăim într-o lume a nesiguranței, trăim într-o lume în care parcă devine din ce în ce mai greu, nu numai să ai succes, dar trebuie să devii foarte isteț, nu neapărat înțelept. Trebuie să fii isteț. Gilbert Bow spunea despre succes, zice, caracterul e mult mai important decât inteligența pentru succes. Și am citit cartea asta, dar pe urmă a fost postat exact acest lucru acesta pe social media și a fost complet distrusă cotația asta. Caracterul. Ce e caracterul? Nu mai vorbim despre valoarea morală, moralitatea. Ce este moralitatea? Când vorbim despre valori, ale cui valori? Ce fel de valori? Creștin fiind, din nou, în această lume în care dorim să avem o viață bună, să avem succes, să fim exemple bune copiilor noștri, trebuie să discutăm acest aspect al succesului în integritate. Spuneam aseară că o să discutăm despre un caracter biblic pe care îl cunoaștem foarte bine. Mi-aduc aminte de copil, bunicul ne strângea în jurul sobei iarna când se lua curentul și ne spunea povestioare din Biblie. Și favoritele noastre erau, bineînțeles, David și Goliat. Am auzit că în unele școli se interzice la ora de religie să se mai vorbească despre David și Goliat. Nu pentru că nu ar fi o adevărată, dar e prea violentă povestioarea respectivă. Știi ce se întâmplă, nu? Îi taie capul. Da? Nu mai. Oh. Despre Noe, la fel. Păi da, povestioara. N-am crescut noi cu povestioara lui Noe și intră în corabie și întotdeauna noi ne accentuam partea credincioșiei lui Noe și el a fost salvat. Da, dar ce se întâmplă cu ceilalți? E prea violentă povestioara. Milioane de oameni mânecați. La Iosif e puțin mai safe, da? Pentru că el a avut, bine, o povestioară în care nu se moare chiar atât de mult. Bine, se moare mai târziu. Dar mi se pare una dintre, mă gândeam, sau Iosif sau Daniel. Dacă vorbim despre succes în Biblie, dacă vorbim despre cineva care cu adevărat a înțeles ce înseamnă să ai succes și să trăiască o viață cu un caracter nobil și o viață morală și totuși să aibă împliniri, Iosif și Daniel sunt cele două caractere principale.
Vreau să vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Geneza, capitolul 39. Pentru că este o povestioare destul de bine cunoscută, nu o să citim întregul pasaj, vom citi doar câteva pasaje, câteva idei, vom continua cu câteva pasaje, mai multe pasaje din Scriptură și apoi vom încheia cu cele trei ingrediente ale succesului pentru viața creștină. Geneza, capitolul 39, și începem cu versetele 2 la 4. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. Toate? Sunt puțin gelos. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său egiptean. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. Acum noi cunoaștem istorioara lui Iosif, da? Gelozia fraților lui, cum ajunge să fie vândut în robie și ajunge la această casă, casa lui Potifar. Dar aici, pentru că Domnul a fost cu el, toate îi mergeau bine. Hai să ne uităm în versetul 3, că mă deranja puțin expresia asta, toate, chiar toate? Versetul 3, stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Trebuie să te apuci de ceva. Dar asta nu este o stare de bine. Trebuie să te apuci. Trebuie să faci ceva. Nu stai cu mâinile în sân, a, Domnul e cu mine, Domnul se îngrijește, Domnul va lucra. Cât de frumos e, merge bine. Trebuie să faci ceva. Când omul a fost creat, Dumnezeu i-a dat un creier, i-a dat mâini, picioare și a spus, apucă-te de lucru. Prima lucrare a fost să dea nume la animale, grădinărit, fă ceva, apucă-te de ceva. Hai ca în 2016 să ne apucăm și noi de ceva. Majoritatea dintre noi suntem sclavii rutinei. A, frate, dar tu nu știi despre tine, tu știi viața mea, tu știi ce greu. Fiecare dintre noi o avem mai puțin sau mai mult dificil. E clar. Ne trezim dimineața, bine, ne trezim, unii mai devreme, alții mai târziu. Unii nu se trezesc dimineața prea devreme, că au lucrat toată noaptea. A? Frate Andrei. Dar pentru fiecare dintre noi e munca, sunt activitățile care trebuie făcute, dar devenim astfel sclavii rutinei. Cineva, am avut această convorbire cu cineva și spunea, zice, Dan, dar ce altceva poți să faci? Asta e viața, rutina. Rutina are rolul ei, rutina e bună. Cred că mulți dintre părinții de aici de-abia așteaptă să înceapă școala iară, să intrăm în rutină. Da? Să nu te mai gândești, oh, okay, și ce mai facem și azi? Cu copiii, îi ia școala, gata, s-a îngrijit de ei, acum pot să-mi fac și eu treaba mea. Rutina are rolul ei, dar când devenim sclavii rutinei și nu mai avem nimic altceva de care să ne apucăm, și acum vorbim creștin fiind, în sfera vieții creștine, fie ceva pe plan personal, fie ceva în ceea ce privește biserica. Mulți dintre noi suntem prea ocupați cu rutina vieții să ne mai dedicăm timp și pentru biserică. Asta că e pastorul plătit, nu? Am ales prezbiterii. Ei să fac. Rutina ne poate însclavi. Putem deveni sclavi. Deci Iosif se apuca și de orice se apuca, Domnul binecuvânta și ieșea bine. Hai să mergem la versetul 12, deci avem, o să ajungem și acolo. Totul îi mergea bine și știți cum? În momentul în care îmi spunea cineva, zice, băi, zice, când merg lucrurile prea bine în casă, atunci încep să mă îngrijorez. Ceva trebuie să se întâmple. Ceva rău trebuie să se întâmple. Pentru că diavolul niciodată nu doarme. Da? Lucrurile mergeau bine, și dintr-o dată soția stăpânului îl vede pe Iosif iarătos și încearcă ceva.
El a apucat de haină zicând, versetul 12, culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Deci, în cultura de astăzi, un astfel de scenariu ar face parte din a fi un om de succes. Da? Deci, toate mergeau bine, chiar până și soția stăpânului m-a sesizat. Și aici intervine situația. Aici e un exemplu, în ceea ce privește pe Iosif, e aspectul ăsta. Nu vreau să mă opresc asupra aspectului a ceea ce ar fi putut să se întâmple. Dar vreau să ne gândim la o răscruce morală. Un moment al deciziei. Și în viața fiecăruia dintre noi lucrurile pot să meargă foarte bine la servici și dintr-o dată cineva vine, șeful, și spune: măi, știi ce? Tot ceea ce tu faci, faci extraordinar de bine, 5 zile. Imaginează-ți cât de bine ar fi dacă le faci 6 zile. Și îți dau dublu în acea zi. Da? Vorbesc despre sabat. Noi am mai discutat despre sabat. Sunt anumite, în ceea ce privește manualul bisericii, în serviciile de urgență, în serviciile medicale, unde se înțelege când ești în serviciu cuiva, biserica spune da, deci e ok. Dar în alte circunstanțe, de am și vorbit celor mici despre sabat, este un semn pe care Dumnezeu ni l-a dat ca noi să ne adunăm împreună și să ne reamintim că El este Creatorul, El este suveran, El este Cel care ne cheamă să ne închinăm Lui și ca toate să meargă bine, noi trebuie să rămânem credincioși principiilor Lui. Sau bosul poate să vină și să spună, nu trebuie să fie bosul, vine colegul, băi, auzi, uite, fii atent, deci nouă ne merge bine aici, dar s-ar putea și mai bine dacă am face asta și cealaltă, care nu sunt neapărat lucruri care ar trebui făcute conform principiilor lui Dumnezeu. Vorbeam la lecțiune despre Lucifer și mi-a plăcut când fratele Ciprian s-a rugat, zice, Dumnezeu nu l-a creat pe Satana. Dumnezeu l-a creat pe Lucifer. Lucifer a devenit Satana. Și se punea întrebarea, cum? Cum s-a făcut schimbarea asta? De unde? Și spuneam, e un mister, nu putem încă să înțelegem. Dar și-a dorit mai mult. Și-a dorit mai mult decât i-a dat Domnul. Domnul i-a dat tot ceea ce putea să-i dea unei creaturi. Și el a vrut mai mult. Eva se duce la pom. Șarpele se prezintă și spune, v-a zis Domnul, chiar a zis că o să muriți? Dar dacă mănânci, vei cunoaște mai mult decât cunoști acum. A fi un om de succes nu înseamnă întotdeauna a avea sau a fi mai mult. În cultura în care trăim, se egalează aceste lucruri. Succes egal mai mult. Cum ajungi acolo nu prea contează, atâta timp cât se înmulțește. Versetul 18. Și cum am ridicat glasul și am țipat și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară, el acum aș dă, vorbește cu șeful lui, care a auzit ce s-a întâmplat, a auzit versiunea soției, acum ascultă la ceea ce spune Iosif, el explică, dar Potifar trebuie să facă o anumită decizie. Și nu neapărat probabil că nu l-a crezut pe Iosif, dar a fost frustrat cu soția lui. Și a trebuit, ca să, în engleză spune save face, trebuie cumva să iasă din impasul respectiv și să iasă mai bine. Când îl vede lumea, să nu creadă că a fost un om slab. Și îl pune pe Iosif în închisoare. Vreau să ajungem la versetele 21 la 23. Iosif în temniță. Deci, Iosif se naște, copil special. Probabil tata și mama nu au fost părinții ideali în modul în care s-au comportat cu el, au cauzat puțin din gelozia fraților, s-a ajuns la punctul extrem unde îl vând, frații îl vând în robie. Părinții cred că este mort. Și de acolo, în robie, unde se află în robie, în circumstanțele în care se află,
devine un om de succes. Are succes în tot ceea ce face. Dar din nou se întâmplă ceva care îl dă în urmă și ajunge în temniță. Pe nedrept, ce face Iosif? Domnul a fost cu Iosif. Asta este o expresie care trebuie întotdeauna să ne amintim. Când ne gândim la istorioara lui Iosif, să nu ne gândim doar la ceea ce el a reușit să realizeze. În afara contextului acestei expresii, Domnul a fost cu Iosif. De aceea, el a putut să facă deciziile corecte, să rămână consecvent în principiile lui morale, să rămână un om al credinței, pentru că Domnul întotdeauna a fost cu Iosif. Vreau să vă pun o întrebare. Este Domnul cu noi? Credeți lucrul acesta? Atunci care e problema dacă nu avem aceeași rată de succes ca aceea lui Iosif? Mai e ceva neînțeles, subscris aici. Domnul a fost cu Iosif, dar și Iosif a fost cu Domnul. Dumnezeu este întotdeauna cu noi. Uneori acest adevăr rupe inima în două. Pentru că atunci când apare o tragedie, atunci când se întâmplă ceva rău, e și mai greu să înțelegem, pentru că Domnul a fost cu noi. Dacă Domnul e cu noi, atunci cum să se întâmple așa ceva? Și nu-i neapărat întotdeauna că noi nu suntem cu El când se întâmplă ceva. Dar de multe ori în căderile noastre, noi suntem cei care nu rămânem lângă ei. Este adevărat, sora Cireșe. Și în ceea ce îl privește pe Iosif, trebuie să înțelegem acest aspect. Domnul a fost cu el. Domnul a fost cu el când s-a născut. Domnul a fost cu el când a fost motivul geloziei fraților lui. Domnul a fost cu el când era în groapă și a fost vândut celor care l-au luat în sclavie și a ajuns în Egipt. Domnul a fost cu el în temniță. Domnul a fost cu el peste tot. Domnul a fost cu el când a fost pe munte și Domnul a fost cu el când a fost în vale. Însă Iosif a rămas consecvent în a rămâne și el cu Domnul și pe munte și în vale. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței și mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță. Și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Versetul 23. Mai marele temniței nu se mai îngrija de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el. Dacă citiți experiența lui Iosif, veți vedea cât de des apare această expresie. Și Domnul îi dădea succes, îi dădea izbândă în tot ce făcea. Stimați-mi, uneori sunt frustrat pentru că vreau să fac anumite lucruri și nu în toate am izbânda care o doresc, succesul care îl doresc. Și când citesc experiența lui Iosif, mă frustrează puțin, pentru că la el în tot ce făcea. Dar în loc să fiu frustrat, după ce sunt frustrat, după aia trebuie să mă gândesc. Oare de ce? La el totul a primit izbândă. Vreau să vă mai pun încă o întrebare. Credeți că Iosif nu a avut niciodată un eșec? O dezamăgire în viața lui? Nu credeți că a făcut ceva care nu i-a ieșit din prima? Atunci, minte Biblia? Deci ca om, nu-l idolizăm. Mă rog, înțelegi ce vreau să spun? Pe Iosif. Da? Deci a fost om. Nu se poate. Nu a fost perfect. Trebuie să fi făcut și greșeli. Cum l-a numit Domnul pe David? Și a făcut David întotdeauna ceea ce Domnul i-a cerut? Păi în zilele de astăzi, cred că ar fi și-ar fi pierdut și tronul și-ar fi pierdut și toate din cauza la social media, da? Deci, cum a făcut o chestie, pac, apărea cu poze și lua tronul. Da? De ce l-a numit Domnul pe David un om după inima lui? De ce vorbește Biblia despre Iosif
că a avut izbândă în tot ce a făcut. De ce vorbește Biblia despre Avram ca un exemplu al credinței? De câte ori n-a mințit omul ăla să-și salveze pielea? Minte Biblia? Care este mesajul? După părerea mea, pentru că este un fel de monolog, dacă aveam discuție, puteam să avem alte idei. Eu cred că Biblia vorbește despre principiul consecvenței și perseverenței. Nu întotdeauna vom avea succes în toate, dar trebuie să rămânem credincioși în toate. Și asta este integritatea. Am predicat despre integritate acum câteva, probabil vreo 2 ani în urmă, într-o vineri seara, mi-aduc aminte. Și spuneam atunci că probabil cea mai mare nevoie a societății noastre, a bisericii, este să avem oameni și să fim oameni cu integritate. Integritate morală, integritate spirituală. Care atunci când valurile lumii acesteia vin, la servici, acasă, oriunde ne-am aflat, chiar uneori și în biserică, să nu fim îndoiți. Sau dacă, deci vorbesc din punct de vedere al integrității morale. Nu vorbesc despre faptul că nu trebuie să compromitem unii cu alții, să mai lăsăm și de la unul și de la altul. Vorbesc despre principiile moralei biblice. Când Dumnezeu spune așa să fie, să rămânem consecvenți la așa zice Domnul. E ușor lucrul acesta? Uitați-vă la copii cât de repede se influențează unii pe alții în a face rău. În momentul în care un copil vrea să rămână consecvent în ceea ce crede că e bine și vede pe 2-3 alții care înșală, care copiază, care ia scurtături, mult mai repede va fi acel copil care încearcă să facă binele, care se ia după ceilalți, decât ceilalți să copieze exemplul copilului bun. Folosesc întotdeauna expresia asta și parcă am avut o istorioară a copiilor unde un copil stă pe masă și celălalt stă jos. Și le spunem, luați-vă de mână și hai să vedem. Poți să-l aduci tu pe el pe masă sau te trage el jos de pe masă? Ce e mai ușor? Bineînțeles, să-l tragi jos de pe masă. Exact la fel este și în ceea ce privește experiențele copiilor. Dar din punct de vedere al maturității, noi ca oameni maturi, oameni adulți, credeți că suntem întotdeauna mai buni decât copiii? Una din ariile în care probabil cădem cel mai mult în ceea ce privește consecvența unui exemplu bun este familia. Îi spui copilului, fă asta, asta și cealaltă, dar pe urmă face altceva. Și știți ce rămân? Eu cred, și uneori îmi pare bine că ai mei nu prea înțeleg limba română, copiii mai ales, eu cred că sunt un șofer destul de bun. Da? După părerea mea, cred că sunt un șofer fantastic. Poate cel mai bun din Irlanda. Poate cel mai bun din toată lumea. Vorbeam cu fiul meu și spuneam, băi, ce zici? Da, tată, ești... Deci tu știi, uneori tu mai treci și pe roșu. Și acolo la noi, și mai întorci unde nu trebuie să întorci. Unde suntem noi acasă, e să n-ai voie să întorci. Dar nu ai alt cuva, trebuie să mergi prin toate blocurile alea, te uiți încolo și te-ai întors. Ai mers. Dar el și-a amintit. Nu și-a amintit de câte ori doarme liniștit în timp ce tata conduce ore întregi. Nu și-a amintit de câte ori am evitat un accident sau altul, întotdeauna din greșeala celuilalt, bineînțeles. Deci niciodată greșeala mea. Și-a amintit când am trecut pe roșu. Și-a amintit când am întors unde n-ar fi trebuit să întorc. Și stimații mei, asta e modul în care gândim despre noi înșine. Avem un mod de a ne ridica pe noi înșine în slăbi, încât, păi, cum, eu? Niciodată! Eu să mint, să te mint pe din nou. Și ne gândim și întotdeauna, gândiți-vă la ultima neînțelegere cu soția sau cu soțul. Și ce a zis soția sau soțul? Și momentul în care soția zice, da, dar tu nu ai făcut lucrul ăsta, în minte îți vin 20.000 de exemple în care tu ai făcut. Dar celelalte 57.000 în care nu le-ai făcut, uiți. Dar celălalt știe. Asta e realitatea umană.
Avem un talent fantastic în a ne justifica atunci când suntem greșiți. Nu se poate. Pentru că noi avem în noi aspectul ăsta, sau mă rog, e survival, de supraviețuire, că trebuie să ne protejăm pe noi înșine. Iosif a rămas consecvent. El a rămas credincios. Și chiar așa atunci când a venit vântul și însemna să fie în temniță, însemna că reputația lui va fi știrbită, el a rămas credincios pentru că el nu putea, ce a spus el, nu mai avem timp să citim, cum pot eu să fiu necredincios? Cui? Și lui Dumnezeu. A avut loialitate față de Dumnezeu și acum venim la al doilea aspect, loialitate față de stăpânul lui. I-a păsat de omul care i-a dat atât de mult. Vreau să citim câteva versete și bine, hai să terminăm cu Iosif. În ceea ce privește pe Iosif, după cum ziceam, nu avem timp să mergem să citim tot pasajul. Succesul lui Iosif nu a fost doar succesul lui. Succesul lui Iosif a beneficiat, au beneficiat din succesul lui și alții. El a avut succes și astfel a salvat Egiptul și multe alte popoare de la moarte prin foamete. El, comportamentul lui, poziția la care a ajuns, succesul lui, a ajutat familia lui, frații lui care l-au vândut, tata lui, i-au salvat și pe ei și i-a adus acolo unde a fost el. Succesul lui Iosif întotdeauna a fost un succes în care a luat în considerare și pe alții. O să revenim la acest aspect. Haideți să citim împreună câteva versete și invit, ca să fie puțină participare, dacă cineva ar putea să citească Deuteronom capitolul 30, Deuteronom capitolul 30, versetele 15 la 16, altcineva să caute Iosua, versetele 1, 7 și 8, și ultimul pasaj, cineva să caute 1 Împărați, 1 Regi, capitolul 2, versetele 1 la 3. Deci cine a găsit Deuteronom 30, 15 și 16? Fratele Andrei, tare! Iată, îți spun azi înainte viața și binele, moartea și rău. Căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umple pe căile Lui și să păzești poruncele Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești, și că Domnul Dumnezeu tău să te binecuvânteze în țara pe care o vei lua stăpânire. Mulțumesc, frate Andrei. În Deuteronom cunoaștem versetul acesta foarte bine. Ai o alegere de făcut. La început de an 2016, fiecare dintre noi trebuie să fim conștienți că fiecare zi ne va prezenta cu alegeri, decizii pe care trebuie să le facem. Și una dintre lucrurile care, sau o cale care ne este prezentată, este aceea de a rămâne credincioși lui Dumnezeu. Nu contează ce se întâmplă. A rămâne credincios principiilor lui, legilor, poruncilor, așa spune acolo. Și atunci eu te voi binecuvânta. Care este corespondentul în limbajul, lingoul creștin al succesului? Binecuvântarea lui Dumnezeu. O spun din nou, succesul nu înseamnă neapărat egal mai mult și mai bine. Asta nu înseamnă că noi nu ar trebui să încercăm să izbândim în toate aspectele vieții noastre. Dar niciodată să nu compromitem principiile, să o facem cu integritate, pentru ca corespondentul succesului în limbajul creștin, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi. Când poți să dormi noaptea liniștit, știind că ai făcut ce este bine, știind că Domnul e cu tine, atunci ești un om care a izbândit. Succesul nu înseamnă neapărat să ajungi la un anumit nivel și după aia să nu mai știi ce să faci, să pierzi nopți întregi, cum să menții lucrul acela. Unul din prezbiterii din Africa de Sud, e bine că nu-i cunoașteți, și-a cumpărat o mașină, deci acum câțiva ani, și o mașină tare frumoasă. Și l-am felicitat, era tare bucuros, era așa. Și după aia am dat telefon la o săptămână, după aia mai târziu, și zice, frate, zice, trebuie să ne întâlnim, trebuie să vorbim, zice, nu mai pot să dorm noaptea. Gata, hai, ne întâlnim, discutăm.
Zic, care e problema? Zic, problema e mașina. Zic, de ce să fie mașina problema? Zic, zice, frate, ce nu poți? Mă gândesc, am parcat-o bine? Dacă o zgârie cineva? Dacă se întâmplă asta? Dacă copiii acum cred că sunt cel mai nenorocit tată, că dacă a intrat în mașină cu o ciocolată, am devenit altcineva. Vai, să nu murdărești acolo, să nu faci... Și frate, zice, trebuie să ne rugăm pentru mașină. Exact asta mi-a zis. Și am auzit, zice, veniți și vă rugați pentru mașină? Zic, frate, zic, eu m-am mai rugat pentru mașină, că vin din România, acolo se obișnuiește să te rogi pentru tot felul de chestii. Dar, zic, m-am rugat ca Domnul să dea, să ocrotească familia în mașină, pe drum. Da? Zic, eu nu cred că trebuie să mă rog pentru mașină, eu trebuie să mă rog pentru tine. Trebuie să ne rugăm amândoi. Și pentru el, săracul, după am spunea, zice, eu vreau să vând mașina asta, trebuie, îmi cumpăr altă, trebuie să fie second hand. Zice, eu nu mai dorm noaptea. Sunt îngrijorat tot timpul. El a ajuns, deci, și-a cumpărat mașina pentru că a fost promovat la servicii. Și ca să sărbătorească promovarea și bani mai mulți, a cumpărat o mașină mai bună. Nu zic că e greșit, bravo lui! Dar cum l-a afectat săracul și a pierdut somnul? Și mi-aduc aminte asta și închei paranteza asta. Eram la Amvon împreună și cum îi spuneam fratelui Andrei, îmi place să fie și prezbiterii aproape. Și predicam și din când în când mă mai întorc să mai bag și pe ei în seamă. Și predicam și mă întorc și îl văd pe fratele prezbiter. Și după aia m-am dus la el și am zis, e mașina? Da, frate, e mașina! Pierdea somn nopțile, dormea și săracul a trebuit să recupereze la Amvon. Ne întoarcem. Hai să citim Iosua 1, 7 și 8. Sora Cereșica, l-ați găsit? Amin. În amândouă versetele, da? Deci versetele 7 și 8 se vorbește despre atunci vei izbândi. Când vei izbândi? Când vei avea succes? Când vei fi împlinit? Când rămâi credincios legilor, principiilor, poruncilor lui Dumnezeu. Și întâi Împărați 2, versetele 1 la 3, încheiem în curând. Întâi Împărați, versetele 2, 1 la 3. A găsit cineva? Frate Mircea, vă rog, deci întâi Împărați, capitolul 2, versetele 1 la 3. Mulțumim. Ca să izbândești, să izbutești în tot ceea ce vei face, rămâne credincios principiilor lui Dumnezeu. Stimați-vă, mă rog bunului Dumnezeu ca 2016 să fie un an extraordinar pentru fiecare dintre noi. Vă doresc izbândă la lucru, în familie, de orice vă apucați, de orice faceți. Dar să ne ajute bunul Dumnezeu să o facem cu integritate morală și spirituală. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu sacrificăm cine suntem, o nouă creațiune în Dumnezeu. Să nu succesul nostru să-i considere și pe alții. Hai să citim cele trei ingrediente ale succesului, foarte rapid. Nu contează cine a zis. Numărul 1, să ai o țintă bine definită. Da? Deci dacă vrem să izbândim, trebuie să știm în ce direcție mergem. Deci vreau să mă apuc, ca să folosesc aceeași expresie din Ios, în ceea ce privește pe Iosif, din Geneza. Trebuie să știu exact ce vreau. Anul acesta vreau să citesc Biblia de la Geneza la Apocalipsă. Dau un exemplu care e simplu. Dar sunt lucruri în viața de zi cu zi care vrem să le izbândim. Dumnezeu dorește ca noi să avem succes și să fim oameni. Știți ce se întâmplă? Cei care au succes, cei care izbândesc, cu izbânda vine și influență mai mare.
Ați observat lucrul acela? Cu cât este cineva mai bine văzut în societate, cu atât mai multă influență are. Și cu atât mai mult pot să am o influență spre bine asupra altora. Nu este nimic greșit. Să ai o țintă bine definită. Numărul 2, să dedici timp și energie în fiecare zi planului atingerii acelei ținte. Nu se întâmplă de la sine. Vreau ca să studiez și să-mi iau, să merg la facultatea asta și trebuie să studiez în fiecare zi. Vreau ca să-mi iau carnetul de conducere. Trebuie să studiez, să te pregătești. Nu se întâmplă din senin. Vreau să fiu bun la lucrul pe care îl fac. Trebuie să exersezi, să practici în fiecare zi. Și numărul 3, în contextul vieții de creștin, ținta ta să beneficieze și pe alții. Să întâlnească și nevoile altora. Iisus Hristos a murit pentru toți. Și El ne-a dat exemplul cel mai clar a ceea ce înseamnă să biruiești și să izbăvești, să izbândești în această lume. Fie ca Bunul Dumnezeu să ne ajute tuturor, din nou, să avem un an plin de împliniri, dar mai presus de orice, un an plin de liniște sufletească și pace sufletească. Să rămânem consecvenți în integritatea noastră spirituală și un exemplu pentru copiii noștri și oricine ar cineva care observă viața noastră. Pentru că atunci când ei se vor uita la noi și la viețile noastre, să poată să spună cu adevărat, acesta este un om al integrității. Un om în care mă pot încrede. Un om cu care pot vorbi. Și să fim acel om care poate să-i conducă și pe ei mai aproape de sursa păcii sufletești, care este Domnul Iisus Hristos. Amin.